Salut, iată, vă prezint un suport de baterii 18560. Baterii de se găsesc prin laptopuri. Baterii de 3,6V. Acesta e un suport confecționat la imprimanta 3D. Iată, aripioarele de care opresc bateria să nu fugă în partea cealaltă. Este destul de rezistent acest suport. Îl voi pune pe... Iată cum arată. Cred că am focalizat destul de bine. Ia să încerc să focalizez cât mai bine. E rezistent. Iată și pe partea aceasta cum arată el. L-am făcut pentru baterii. Desigur, se pot face proiecte și pentru banc de multe baterii. Pentru biciclete electrice, pentru multe aplicații ale secolului nostru. Iată, am focalizat bine, se vede. Acum, nu știu cum să focalizez aici, am bate și soarele. Deja este în execuție următorul. Vreau să fac un banc de baterie DeWalt pentru mașina mea de găurit. Încerc să măresc. Iată cum, ce frumos să-l execută. Am setat extruderul la 200 de grade Celsius. Am fir de rol aceea cu fir. Este de plastic, dar recomandat la 200 de grade Celsius. Intră în extruder și printează piesa. Temperatura mesei am setat undeva la 70 de grade, iată display-ul, 196 ampere extruder, 197 și 69 pe masă. Deci putem să intrăm pe site-ul Tingiverse, da? Așa scriem pe Google, acolo există proiectul. Îl încărcăm pe în soft, îl salvăm, bine, îl dezarhivăm, îl salvăm în G-code și după aceea îl punem pe card, desigur. E open source, e free, singura problemă este că în România imprimantele acestea costă cam mult, nu știu eu, am dat pe asta 86 de lire, este cu cadru de aluminiu, îmi pare rău că nu am luat la 130 de lire cu cadru, nu, este cu cadru de lemn a mea, pardon, puteam să iau la 130 de lire cu cadru de aluminiu, dar sunt foarte mulțumit. Dacă intrați pe magazinele virtuale, veți avea o surpriză asupra prețurilor cumpărați, fraților, de pe... Nu dăm numele la site, nu vreau să dau numele site-urilor din afară. Știți dumneavoastră mai bine de unde le cumpărați. Deci, repet, prețul este de 86 de lire, această imprimantă. Pentru cei interesați să faceți proiecte precum acest suport de baterii, iată, foarte bine executat, are și ghiori pentru contactele de pe unde intră, mă rog, aici e... Totul e făcut bine. Aici am făcut o plută de undiță, mă rog. O jumătate de plută de undiță, așa doar de dragul testului. Deci putem să ne facem acești suporți. Proiectul este foarte bun pentru cei interesați de baterii, de suporți. Da, intrați pe Tingiverse și acolo găsiți o serie de proiecte interesante de laser engraver și multe, multe altele. Da, mulțumesc de vizionare și toate cele bune!